Printre cuvinte, autoritățile guvernamentale ne spun adio sărbători de iarnă. Această posibilitate a stârnit o reacție explozivă în rândul românilor, care spun că acest lucru este total deplasat. Fără sărbători de Crăciun? Această ipoteză, luată în calcul de către autoritățile guvernamentale privind restricționarea sărbătorilor dedicate Crăciunului, a creat un val de reacții negative în rândul oamenilor. Oamenii nu sunt de acord cu această decizie și nu acceptă anularea celor mai așteptate sărbători ale anului. E păcat să faci asta. Cum să anule sărbătorile de iarnă? Pe credință la Dumnezeu, cum? Cine poate să facă? Nu de acolo. Păi ce? Cu ce o crezi să anule sărbătorile de iarnă? Cu Crăciunul, oricare nașterea Domnului, cum se poate face așa? Cum se poate? O porcărie. Păi cum o duc să facă așa ceva? Cum o să facă? Poporul e de acord cu treaba asta? Nu se poate așa ceva. Crăciunul e Crăciun de când lumea. Dar e în religie de când se știe România. Cine poate să facă așa ceva? Nu a fost gândită deloc. Absolut. A vorbi despre anularea sărbătorilor de Crăciun este total deplasat în acest moment, pentru că înainte de sărbători va avea loc un eveniment care antrenează atenția întregii țări și anume alegerile parlamentare. Românii nu acceptă anularea festivităților de Crăciun atâta timp cât mersul la vot rămâne valabil. Ce părere ai despre anularea sărbătorilor de iarnă? Nu prea sunt de acord. Ce părere ai despre faptul că se țin alegeri, dar nu se țin sărbători? Asta e o chestie, total politică. Normal că alegerile nu le-ar anula și ar găsi o cale ca să se țină în loc de sărbători. Ce pot să comentez? Când odată să zic într-un fel, altă dată zic în alt fel. E bine la alegeri, dar nu e bine, eu știu, la sărbători. Deci ceva așa care... Nu prea e de înțeles. Românii își doresc să petreacă sărbătorile de iarnă măcar într-un mod restrâns.